Bine te-am regăsit, am revenit cu un nou video. Bineînțeles, o altă problemă sub formă de grilă. Bunica lui Radu are de urmat un tratament de 10 zile în care trebuie să ia câte o pastilă galbenă la 6 ore și câte două pastile verzi la 8 ore. Radu a cumpărat de la farmacie pentru tratamentul bunicii 40 de pastile galbene și 60 de pastile verzi. Întrebarea este, Radu a procedat bine? Haideți să facem și noi un calcul. Dacă la fiecare 6 ore trebuie să iau o pastilă galbenă, într-o singură zi care are 24 de ore, împărțit la 6 ore, vedem, obținem 4 pastile galbene pe zi. Tratamentul este de 10 zile, deci 4 mulți cu 10 înseamnă 40 de pastile galbene. În ceea ce privește răspunsul, uh, suma de pastile, numărul de pastile galbene pe care trebuie să îl uh, ia, să-i fie administrat, este corect. Haideți să vedem ce se întâmplă și cu pastilele verzi. Aceste pastile verzi sunt administrate câte două la 8 ore, da? 2 pastile la 8 ore. Într-o zi în care avem 24 de ore, împărțit la 8, înseamnă că vom lua pastile de 3 ori pe zi, dar vom lua câte două de fiecare dată. Deci, 2 ori 3 pastile verzi, înseamnă că vom lua 6 pastile verzi pe zi. Tratamentul fiind de 10 zile, 6 pastile verzi mulți cu 10 înseamnă 60 de pastile verzi, ceea ce înseamnă că, da, Radu a procedat bine cumpărând 40 de pastile galbene și 60 de pastile verzi. Să fiți atenți că, în comparație cu pastilele galbene, cele verzi sunt administrate câte două. Deci, după ce faceți împărțirea numărului de ore, să nu uitați să-l multiplicați cu 2. Aceasta a fost propunerea din acest video. Sunt exerciții ușoare, însă cu puțină neatenție puteți să greșiți destul de ușor. Eu zic că ar fi păcat să pierdeți acel punctaj la testare, așa că vă doresc să aveți atenție sporită. Până data viitoare, țărez spor la lucru! Pa, pa!